motoul vieții mele este un citat din André Malraux, La Condition Humaine, și se cheamă Nu rămâne după tine decât ceea ce dai. Abia după ce m-am ales acest motto în tinerețe și l-am urmat până în ziua de astăzi, am aflat că numele meu înseamnă dar, Dan și piatră, Stoica. Deci, mă numesc Dan Stoica. Sunt născut la 8 decembrie, deci sunt săgetător. Sunt și dragon după calendarul chinezesc. Și am încercat să urmez în viață trei principii. Să nu-mi pare rău că am trăit. Să nu-mi pare rău după ce n-am trăit. Dar astea sunt împreună. Să fac voia Domnului și să fac bine celorlalți. Dacă mi-a ieșit sau nu, asta nu mai știu, dar măcar am încercat. Aici e unul din locurile în care veneam foarte des, iarnă, vară, primăvară, toamnă. Jos, în capul dealului, era casa părintească. Aici am crescut, am stat până când mi-am terminat studenția. Deci până la 22 de ani, aici am fost. De fapt, la 26, când am plecat din București, am plecat din casa asta. În 61, exact pe locul ăsta, am venit cu școala și cu lentile din alea fumate ca să vedem eclipsa totală de soare. Așa erau. Și am venit aici cu clasa. Dar pe vremea aia nu erau garduri. Pentru noi copii, deși era o epocă foarte dură, nu prea existau garduri. Credeam în tot felul de basme, ni se băgau în cap tot felul de basme, dar lumea era frumoasă, era liberă, era verde. Taică-mă, tocmai fusese epurat din cadrele de bază ale noului regim și își făcuse o meserie nouă, nu stătuse să plângă pe acolo. Se devenise mecanic de mori și se ducea prin toată țara ca să repare morile. Maică-mea făcuse puțină pușcărie, că dec prea fusese de neam înalt, dar în principiu a stat să mă crească pe mine. După aia a învățat dactilografia și s-a făcut dactilografă. Deci n-au stat. Deși maica mea se trage într-o familie de boieri mari, de ultimul mareșal al curții regale, Negele, era chiar rudă apropiată cu ea și nu numai. Mai avem și un regent prin familie, în sfârșit. N-are importanță. Dar nu i-a stat prea mult gândul. Avea un copil de crescut și atunci s-au pus să muncească. Nu pot spune că am simțit greutățile, pentru că nu știam altfel decât așa. Nu știam viața decât așa, la greu. Aici aveam o grămadă de prieteni care stăteau prin toate străzile astea minunate care sunt în spatele dealului, de la Principatele Unite până sus pe Bibescu și așa mai departe. Erau toți evrei. Nu știu cum s-a întâmplat, dar taică-mi și cu maică-mi aveau numai prieteni evrei. Așa că eu am crescut practic între evrei. De la ei am auzit o grămadă de lucruri, tot felul de bancurile cele mai bune despre evrei le știu de la ei, lucrurile înțelepte despre viață. Așa că mai târziu, când toată lumea m-a confundat cu un evreu, cred că avea ceva dreptate, pentru că am învățat să privesc lumea ca ei. Acum și evrei mă înjură că sunt antisemit. N-are importanța asta, adică e firesc în firea lucrurilor. Cândva, foarte de mult, cred că era în 59, am avut și eu prima mea zi de școală. Și am întors de la prima zi de școală. Toată familia, plus prietenii, toată lumea mă aștepta. Era casa plină. Și m-au întrebat toți așa, cu ochii plini de lumină și de bucurie, cum a fost la prima ta zi de școală. Și eu m-am uitat la ei să le spun, să nu le spun. M-am agățat, aveam o ușă din asta capitonată între camere. M-am agățat de ea cu mâinile și cum eram eu mai puști, mai mic, deci mai mic decât acum și mai ales fără burtă, și le-am spus așa, lipit de ușă, plin de rușine: mamă, eu iubesc. Adevărul este că în prima mea zi de școală m-am îndrăgostit prima oară de o fată cu un păr negru superb, care fusese pusă chiar în fața mea. Mai țin minte și acum o chema Nuni, mai departe nu știu. Idila n-a mers prea departe, pentru că după câteva luni am bătut câțiva copii care erau în clasele superioare, că m-au enervat.
și am fost dat afară din școală și mutat sub, cum se numește, disciplinar, la o școală mult mai dificilă, liceul Eminescu, pe care l-am terminat după aia cu bacalaureatul tot. Deci din clasa 1 până în clasa 12-a am ajuns la liceul Eminescu, care era un liceu de elită și în care nu se intra așa ușor, pentru că i-am bătut pe aia cumplit și atunci cei de la școala primară de aici din Coșbuc n-au vrut să mă mai lase să stau acolo, că eram o primejdie publică, la liceul Eminescu, unde, de exemplu, am avut o colegă de bancă, pe Sorina Dinescu, fata directorului de la Tănase din vremea aia. Lângă mine era Lena Petrovan, fata poetesei Veronica Porumbacu. Deci era la crem de la crem strânsă în acea clasă. Pe vremea aia, cum eram foarte răzvrătit, ca toți copiii, dacă n-am fi fost răzvrătit, înseamnă că nu eram normal, aveam aici un pantalon pe care scrisese frumos poezia Rubacovia, liceu, cimitir al tinereții mele. Toată frumos, adică să arăt și eu ce descuiat la minte sunt. Cântam prin toate autobuzele șansonetele lui Brel sau ale lui Aznavour, cu glas tare să se vadă ce bine știm noi franceza. Dar cel mai important era că făceam școală. Noi chiar făceam școală. Țin minte că am avut un profesor de limba română de la care am învățat niște adevăruri fundamentale pe care nici acum nu le las deoparte. Dogarul chema, dar cred că l-am avut în clasele 5-8. Dar a spus niște lucruri foarte adevărate despre literatura română care au rămas și astăzi pietre de, cum să spun, de bază pentru mine în ceea ce înțeleg eu. De exemplu, un lucru foarte clar pe care destul de lume, multă lume îl contestă, că Ion Luca Caragiale este creatorul limbii literare române. Alte lucruri importante am învățat de la domnul profesor Schein, tot un evreu, care m-a învățat matematică, dar pentru că am învățat că eu nu prea sunt cam chiulangiu și sunt fire spontană, mă ținea numai în 5, că la prima greșeală să mă lase corigent. Nu m-a lăsat niciodată, iar la bacalaureat am luat 9,50, deci una dintre notele cele mai mari pentru matematică posibile. Sunt foarte mândru de asta. Și la fizică am avut o profesoară foarte bună, uite că acum am scapă numele. În orice caz au fost profesori dedicați, care știau ce înseamnă să fii dascăl. Veneau cu plăcere la cursuri. Doamna Bebeșel m-a învățat biologie, era și diriginta noastră. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. Eram o clasă de elită aici la liceu Eminescu, care nu mai există datorită grijii partidului și s-au făcut parlament acolo un loc, și eram o clasă de elită de fizică și matematică. Și 12 dintre elevii, care erau vreo 28, erau evrei, iar restul de vreo 8 sau 9 au nimerit toți la securitate, la școala de securitate sau de miliție. Era foarte ciudat. Nu mai au nimerit la regie de film, ca să fac și eu să fiu excepția care confirmă regula. Am nimerit la regie de film dintr-un motiv, că știam foarte bine matematică și fizică și la fizică am învățat că radiațiile te lasă foarte repede impotent. Ceea ce pentru mine nu era de acceptat. Așa că am renunțat la fizica atomică, care era visul meu, și m-am făcut regizor de film. Nu știu dacă asta a ajutat ceva virilității mele, dar cred că a fost o viață potrivită pentru mine, cu toate necazurile și cu toate năbădăile vieții care au urmat după aia. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Bun, acum trebuie să vă povestesc ceva care are legătură cu debutul meu ca regizor de film, deși n-am făcut mare lucru în meseria asta, mult mai mult am făcut în teatru, în fotografie și mai ales în literatură. Sper că în literatură este locul în care sunt chemat să fac ceva mai departe. La bohème, on était jeune, on était fou. La bohème, mă întorc. Pe la 14 ani, aveam 14 ani, era prin 66, 15 ani poate aveam, eram la cineclubul Palatului Pionierilor, adică în Cotroceni. Vă închipuiți unde mi-am petrecut eu copilăria, dar pe vremea aia toți copiii aveau dreptul să meargă acolo, nu ca astăzi.
Și acolo am reușit să fac un film împotriva războiului. Era timpul în care se discutau de toate părțile povestea cu Vietnamul, cu războaiele care nu sunt... Da, era și foarte multă politică. Trecuseră nu 2 ani, aproape 2 ani de când venise Ceaușescu la putere și se încerca o desprimăvărare a gheții politice care exista peste România și a venit în România directorul Băncii Mondiale, un fel de șef al FMI-ului, căruia trebuia să se arate realizările României, inclusiv ce tineret faimos și bun are el. Au fost dus la Palatul Pionierilor și acolo singurul film care era gata, întâmplător, era al meu. Eu mai știam și engleza pe vremea aia mult mai bine decât acum, că aveam 14 ani și aveam mintea limpede. Așa că am fost trimis în fața directorului Băncii Mondiale să explic eu cum e povestea asta cu talentul pionierilor fruntași din România. I-am explicat, i-am arătat și filmul care avea 7 sau 8 minute, care era împotriva războiului din Vietnam, evident, și tipul a ascultat cu foarte multă atenție, după care mi-a lăudat engleza, mi-a lăudat filmul, era un film experimental, evident, și la sfârșit s-a prezentat Robert McNamara, era directorul Băncii Mondiale de vreo 6 luni, fusese 5 ani de zile ministrul apărării Statelor Unite, care condusese războiul din Vietnam împotriva vietnamezilor pe care îi lăudam eu atât. Când am auzit, am înghețat, mi s-a părut o gafă imensă, dar la care el m-a încurajat, never mind, you are really a good guy. Seitdem ich denken kann, ist mein Vater der große Künstler, von dem mir immer erzählt wurde. Er war Theaterregisseur, Fotograf, Schriftsteller, Übersetzer und Autor. Und er hat mich viel gelehrt und mir die Möglichkeit gegeben, an vielen seiner Projekte teilzunehmen, wofür ich ihm immer sehr dankbar sein werde. Angefangen hat es, als er mich das erste Mal mit 4 Jahren auf die Bühne gestellt hat, um mich ein Gedicht rezitieren zu lassen. Und weiter ist es gegangen, als er mich mitgenommen hat zu seinen Fotosessions. Da war ich dann bereits in der Schule, da war ich 16, 17 Jahre alt. Und er hat mich mitgenommen, damit ich ihm assistieren kann bei seinen fotografischen Arbeiten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel lernen können dabei. Weiter ist es gegangen mit vielen Übersetzungen von zeitgenössischen österreichischen Autoren, ebenso wie von großen Klassikern deutscher Sprache. Und da hatte ich das Vergnügen, mehrere Theaterstücke mit ihm gemeinsam zu übersetzen, welche auch alle inszeniert wurden in Rumänien. Und ich bin davon überzeugt, dass noch viele weitere gute Übersetzungen folgen werden und dass auch das rumänische Publikum mehr lernen kann, mehr auffassen kann von dem, was das deutsche Theater hergibt. Mein Vater war ein Mann, der immer schon auf das große, ganze Bild bedacht war. Er wollte alles erfahren, alles erkunden und er hat sich nie gescheut, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Das hat ihm viele Schwierigkeiten besorgt in seinem Leben, allerdings hat es ihm auch viele Vorteile gebracht. Er ist ein sehr geradliniger Mensch, ein sehr ehrlicher Mensch. Und ich glaube, das, wofür er besonders viel Bewunderung erfährt, ist seine Art, sich auszudrücken. Seine Art, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Er ist ein Mann, der belesen ist. Er ist sehr gebildet und er kann sehr gut umsetzen, was er in seiner Fantasie vor sich sieht. Und ich glaube, er kann anderen Menschen helfen, eine ganz neue Sicht der Dinge zu erfahren und auch zuzulassen in sich selbst. Să-mi arată cum să iubesc. Nimeni niciodată
nur să mi-arată cum să iubesc. Poate doar vântul seara cum să vântuiesc, păsările în zori cum să ciripesc, florile în pom cum să-mi miresmesc, cartea din minte cum să cuvințesc, poate vulturul în cer. Am debutat în teatru de vreo 3 ori. O să iau un sens invers. În 79 am debutat ca regizor de teatru la Baia Mare, punând în scenă A cincea lebădă a lui Everac. Ca dramaturg am debutat cu piesa S-a răpit un fotbalist în 78, cu un an înainte, la Teatrul Național din Craiova. Iar personal am avut prima dată de a face cu teatru la vârsta de 8 ani, pe scena Teatrului Tănase, când am jucat rolul iepurașului neascultător, un rol important în care furam o pușcă. Cred că și în ziua de astăzi tot rolul ăsta îl joc, dar nu mai știu unde am pus pușca pe care am furat-o. Ultima piesă este Paradisa lui Franz Obel, am pus-o la Galați, a fost foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte tare cum am lucrat cu actorii. Șoc și pe Topăr, Hopăr și pe Chinți, e bine? Așa. Stai, mă, că să văd ce spune. Oh, cred că o să fie mai bine să improvizez. Da, dacă există un paradis, ce? La ce vă gândiți acum? La nimic, e bine. Așa. Deci ai că trebuie jucătorul tău. Nu vreau să par indiscret. Ce prost, da, da. E prost. Nu vreau să par indiscret, dacă Dumnezeu ar exista, nu mai știu dacă eu sunt eu, fără cum spunea Danu, nu puteți să spuneți asta ce vreau să spun. Ce poate? Dumnezeu este un Dumnezeu al împirii, dacă nu știu ce vreau să spun. Păi ne așa, cărați-vă de aici, că-l mă cuprinde la ce se întâmplă cu cei pe care nu-i ascult. Fericiți și sărași cu bucur căgea. Bă, Iorgiu, ce Paradisul este un text pe care l-am tradus de mult timp, pe care îl cunosc de aproape 8 ani. Este un act de literatură superb al copilului neliniștit al literaturii austriece, Franz Obel. E un text foarte tânăr. Un text post-becketian care îți oferă ca regizor foarte multe posibilități, dar îți întinde extrem de multe capcane. Cred că cei 8 ani de zile de așezare a textului m-au ferit de capcane și m-au ajutat în același timp să găsesc calea corectă. Este un teatru în care povestea se face în mintea spectatorului, în simțirea spectatorului. E o tehnică mai specială de empatie, să câștigi spectatorul și după aia el singur să înceapă să-și deapene narațiunea. Investiția cea mai mare de fantezie am făcut-o în direcția actorilor. Actori care ei înșiși sunt personalități speciale. Am ales 3 actori cu un profil complementar. Și dacă știi să faci distribuția, cum se spun lucrurile, merg aproape de la sine. Băi, vă rog eu, spune-și ceva să înțeleg și eu. Vă rog eu frumos. Mătrân! Da! Ăla te zice Babel. Cum adică poate să vorbească în normal? Nu ne luați de idioți. Băi, asta-i culmul.
Eu simt așa un frisson de parcă m-aș pleca. Nu știm. Dar cine sunt eu? Totdeauna am crezut la voastră. De parcă aș trăi probleme în viață. Totdeauna am crezut. Colțul dumneavoastră. Un colț din inimii mele ar fi un colț din eul meu. Ar fi un bucățic al eului meu. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu? L-am cunoscut foarte de mult pe Dan. Dan Stoica. L-am cunoscut în facultate. Am fost colegi, el fiind mai mic cu un an decât mine. Și ne-am intersectat cândva după facultate în Moldova, el fiind la Iași, eu fiind la Bacău. Nu ne-am mai văzut, ne-am pierdut din vedere până la Revoluție. Și de-abia după aceea, în 90, mi se pare, ne-am întâlnit, dacă mi-aduc bine aminte, pe o stradă din Viena. Am fost surprins să ne vedem. Cumva destinul nostru s-a împletit în Viena de atunci până în ziua de astăzi. El fiind alături în momentul în care am deschis teatru și eu apreciindu-l ca dramaturg și ca regizor, în primul rând. Pentru că a avut ambiția să meargă împotriva curentului. Și a, sper că mai are încă, ambiția să continue să-și găsească drumul lui de expresie teatrală, chiar dacă uneori lucrul ăsta este neconvenabil pentru anumite spații în care își desfășoară activitatea. Am avut succese cu Dan Stoica, care, ca regizor, a realizat spectacole care se impun. Cel puțin în teatrul nostru, în Pygmalion, a făcut 3 spectacole, mărturisesc, unul mai bun ca altul, și care au fost lăudate și de cei care l-au văzut, de meserie și de publicul larg. Actorii l-au întregit și lucrează cu mare bucurie cu el. Regizorul Dan Stoica este un regizor atent, adânc, sensibil, uneori poate exagerat de sensibil, dar cu o viziune clară. Este și un foarte bun fotograf. Scrie romane și mai cu seamă, zic eu, poezii. Scrie dramă și traduce. Penultima a fost camerista cu Florina Cercel la Teatrul Național din București. A fost o plăcere să lucrez cu ea. Așteptam să se întâmple ceva îngrozitor. Zilele treceau fără să se întâmple nimic. Nu mă chemase nici măcar ca martor. Cu toate că în afară de mine nu prea putea fi nimeni altcineva, anonimul expeditor. Și atunci m-a cuprins dezamăgirea, pentru că domnul baron se arăta a fi un laș, prețuia mai mult poziția socială, aparența, decât dreptatea. Era gata să accepte în casa lui un bastard cu sânge de criminal. Tot așa cum primii actori cu care am lucrat au fost Rebenciuc și Vali Seciu și Carmen Stănescu și Draga Olteanu și Colea Răutu în Pisica Noaptea anului nou, eram asistent la Horea Popescu la Național când s-a pus în 71 piesa. Tot ca asistent am lucrat și am făcut foarte mult, am lucrat foarte mult ca asistent pentru actori la Operațiunea Monstru cu Toma Caragiu, Marin Moraru, cu Octavian Cotescu, cu Ovidiu Schumacher. A fost școală de actorie foarte bună, de lucrat cu actorul, de respectat actorul și care mi-au servit foarte tare în viață, nu numai în teatru, ci și în modul de a înțelege și de a mă raporta la artă, la spectacol în general. Piesa mea de suflet. Piesa mea de suflet e complicată. E cât un pic din fiecare piesă.
dar totuși, parcă așa mai la suflet, îmi stă o piesă făcută în 83, cred, la Teatrul Național din Iași, cu Despina Marcu și cu Emil Coșeru, se numea Paznicul de la depozit de nisip al lui Dere Popescu. A fost o piesă care ne-a ieșit la toți, și la actori, și la scenograf, era Flaviu Barbacaru, era scenograf, și mie ca regizor. Ești Dumnezeu, nu te-ai rugat! O, cum al păcatelor, numai la prostiție pentru! Când te-am întâlnit, mi-ai părut ca o eliberare, începând să fie frică de venirea noastră. Trebuie să fie, în clipa în care ai pornit așa... Aiurea, te puteai rădăci? O băgai pe mânecă? Sunt obișnuită. Cu ce? Cu băgatul pe mânecă. Dar ce-ți pasă ție? Tu ai un țel! Eu? Da, tu! Vă zici nisipul ăsta! Între cei doi munți ai lumii, unul izbăvitor de ravagile aleatorii ale potopului bine meritat de păcătoși, muntele pe care va poposi corabia lui Noe, și altul, la fel de bine meritat, pentru un alt soi de păcătoși, muntele subteran al lui Sisif, Dan Stoica n-a apărut vioi ca un toboșar al timpurilor noi, care nu avea de pierdut decât lanțurile, fiindcă în artă, când pierzi lanțurile, e bai mare. Dan Stoica nu s-a simțit în mijlocul colectivelor teatrale ca un străin și nici când s-a privit în oglinzile anilor, uneori vestejite de vremuiri, adulterine, n-a văzut o victimă a istoriei, necunoscută până atunci, de care se putea despărți râzând cu o nepăsare pe gândă. Dan Stoica pare un om aparte în structurile caleidoscopice ale zilei de azi. După ce mi-a montat câteva texte pe malurile Dunării și în aria Bahluiului și a fost cu tot succesul regizoral tras de urechi, Dan Stoica a părăsit meleagurile danubiano-pontice. Înainte de a porni spre Viena, subsemnatul, fără să știu de intenția sa radicală, l-am propus domnului Radu Berigan ca să monteze o piesă la Teatrul Național din București. Înțelegerea s-a încheiat cu bine, dar spectacolul în care trebuiau să joace Albulescu și Mălai Mare n-a mai văzut luminile rampei nici până azi, Dan Stoica alegându-și un drum care să-l așeze în limitele altei condiții geografice. Da, Dan Stoica a avut mereu puterea să o ia de la început. A pus în scenă piese de teatru, a scris eseuri, proză, a tradus în limba română lucrări esențiale din beletristica austriacă. Oricând și oriunde, este o pedeapsă fără de sfârșit. Dan Stoica nu s-a mulțumit cu împlinirile zilei de ieri, ci a luat-o din nou de la zero. Nu învățând să moară, învățând să trăiască. Nici Sisif nu era trimis până în vârf de munte ca să moară, ci ca să simtă că trăiește. Ce infern mai stupid decât un munte vertical, să condamnă nins fără viață să urce inutil muntele. Ce umor macabru aveau și zeii de altădată. Dan Stoica era în deplinătatea puterilor când a fost condamnat de el însuși să treacă hotarul dintre niște, ca să le zic așa, meleaguri. Însă pentru un creator, urcarea zilnică pe un munte este un dar, un fel de a-l învăța să trăiască, oriunde de la început. În regie de teatru, în eseuri, beletristică, aici sau peste alte meridiane, Dan Stoica și-a dat în primul rând sieși măsura propriilor forțe. Acum vreo 15 ani, când încă eram tânăr în Viena, n-aveam decât câțiva ani în spate, când deja cunoșteam foarte multă lume și începusem să cam miros și să gust ce înseamnă viața la Viena, entuziasmat fiind eu de ce văd și ce descoper, am vrut să le dau și românilor ceva din ceea ce aflu eu. Așa că, făcând legăturile cu foștii mei colegi de meserie din România, am realizat câteva emisiuni despre Viena, documentare, am mai lucrat și pe la televiziunea austriacă, pe aici tot așa, tot făcând filme despre austrieci. M-au interesat foarte tare, am vrut să-i cunosc. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Mario ist 12 Jahre alt. Seit seiner Geburt ist er blind. Die Welt fängt für ihn dort an, wo er sie mit seinen Fingerspitzen ertasten kann.
Sie endet dort, wo Geräusche und Stimmen nicht mehr hörbar sind. Durch das verengte Tor seiner Sinne drängt er zur Welt, kommt die Außenwelt zu ihm. Am făcut destul de multe emisiuni pentru România Internațional, pentru, cred că și pentru Pro TV, am făcut, mai ales pentru TVR. Am vrut să vorbesc și despre România austriecilor, de câte ori am avut ocazia, am făcut-o. Nu știu dacă a folosit la ceva, dar mi-a dat mie senzația de utilitate, mi-a dat senzația că, într-adevăr, nu stau degeaba la Viena și, în același timp, nu sunt degeaba român. Einer von denen, der nicht zu Recht an die Chance der Demokratie in Rumänien glauben will, ist Dan Stoica. Auch er kam erst nach Ceausescus Sturz, ist aber trotzdem schon als politischer Flüchtling anerkannt. Dan Stoica geht besonders gern am Burgtheater vorbei. Er war Regisseur am rumänischen Nationaltheater. Sein heutiger Beruf wirkt wie für ein schlechtes Provinztheater erfunden. Nachtportier in einem kleinen Hotel im zweiten Bezirk. Und weiter im Klischee des Westens. Seine Frau, eine ehemalige Balletttänzerin, arbeitet in einer amerikanischen Fastfood-Kette und in einem Fitnessstudio. Dan Stoica lernt so intensiv Deutsch, dass auch zu Hause kein rumänisches Wort mehr fällt. Hast du Aufgabe? Aufgabe? Naja, ziemlich wenig. Ziemlich wenig, Frau. Gut. Ja. Stoica Junior ist 9 Jahre alt. In diesem Alter geht man in die Volksschule. Integrationsprobleme, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein unverständliches Fremdwort für ihn. Vielleicht bedauert er, dass sein Vater die unangenehmen Ausdrücke wie Hausaufgaben, Hände waschen und ins Bett gehen so rasch gelernt hat. Prietenul meu de viață, Dan Stoica. Acum câteva luni când am plecat de la Viena și ne-am văzut, m-am tot gândit de atunci că i s-ar potrivi cel mai bine cartea de vizită a personajului feminin celebru al lui Truman Capote, Holly Golightly, Călătoare. Stoica Dan, călător. Călător pretutindenar pe meridianele globului, călător pretutindenar prin sentimentele și prin meridianele inimii, dragoste, ură, neîmpăcată pentru trădare, generozitate, impulsivitate, nervozitate, loialitate, generozitate. De asemenea, călător pretutindenar pe meridianele spiritului. Fotograf artistic. De asemenea, fotograf profesionist, fotoreporter profesionist. Scriitor, traducător și mai ales regizor. El o să mă contrazică, mai ales scriitor. Acesta este Dan Stoica, fixat în inima și în mintea mea, cu două repere fundamentale. Ură neîmpăcată împotriva trădării și cult pentru prietenia absolută și statornică. Am cunoscut foarte mulți oameni la viața mea, mai celebri, mai puțin celebri, vedete de Hollywood, președinți de stat, miniștri, care mai de care din toate țările, mai negri, mai albi, mai galbeni. M-am cunoscut și foarte mulți oameni care n-aveau unde să locuiască, care erau foarte bolnavi, de morală dubioasă și fete frumoase și fete mai puțin frumoase. Am cunoscut foarte, foarte multă lume, dar un om m-a impresionat foarte tare. A fost odată aici la Viena un congres al cosmonauților și am avut ocazia să dau mâna cu Aldrin, al doilea om care a pășit pe lună. Asta nu prea ai des în viață ocazia să dai mâna cu unul care a fost pe lună, domnule, înțelegi, a călcat acolo pe acest astru care ne mai luminează din când în când nopțile. Multă lume mă întreabă de ce sunt eu comunist. E cumva de la sine înțeles. Pentru că sunt un om de stânga și pentru că se scrie de la dreapta la stânga, deci mie îmi place să merg până la capăt. Și în al doilea rând, pentru că eu cred, eu exist prin credința într-un Dumnezeu, în Isus.
Și cine citește cu atenție și înțelege ce a adus Iisus pe pământ, nu cred că poate deveni decât comunist. Asta este esența. Restul sunt explicații parțiale. Când crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi până la capăt. Deci eu nu pot să fiu comunist decât până la capăt. Esența iubirii a sufletului este în ceea ce dai, în ceea ce oferi, în generozitate, în iubire. Toate celelalte sunt scuze. Inclusiv proprietatea, inclusiv toate celelalte în spatele cărora se baricadează cei de dreapta. Asta e părerea mea. Și pentru că sunt atât de sigur de adevărul ăsta, nu vreau să fac nici prozeliți, nici să conving pe nimeni de el. Adevărul nu trebuie să convingă pe nimeni. Oamenii trebuie să ajungă la adevăr, nu adevărul la oameni. E un munte care nu are nevoie de Mahomed. Cu tot respectul pe care l-am și față de Mahomed. Deci acum 24 de ani, era o după-amiază, de fapt o seară târzie de martie, când am ajuns pentru prima oară în Viena cu conștiința că aici voi trăi, exact pe strada asta, prin locurile astea, m-am plimbat prima oară. Ieșisem să văd ce va fi în jurul meu. Întâmplător locuiesc în același cartier de aproape un sfert de veac, am avut câteva locuințe, dar tot prin preajmă și am avut o stranie senzație că sunt și nu sunt acasă. Viena e destul de aproape, a fost capitala unei mai bine de jumătăți din România peste 300 de ani. Deci nu pot spune că la Viena ești total rupt de propria țară. Cum poate să devină altă țară, alt loc, altă civilizație, altă limbă, casa ta? Păi nu știu, așa cum o fată se căsătorește, pleacă de acasă și casa soțului va fi casa ei, nu? Așa se și la oameni. Așa a vrut viața, că eu să ajung aici, la Viena, și Viena să devină casa mea după un sfert de veac. Cred că pot să spun asta. Aici îmi sunt înmormântați părinții, aici mi-au crescut copiii mari, aici și-au făcut casa lor. Pentru mine, Viena nu e numai partea asta turistică, cea mai văzută și cunoscută, Schönbrunnul și, ce știu eu, Hofburgul și așa mai departe, este viața interioară, sunt străzile, sunt toate organismele unei circulații spirituale, dar și fizice interne, pe care noi, austriecii, le știm, le simțim, le gândim, le prevestim sau le decidem și de aceea, pentru mine, Austria este casa mea. Asta nu înseamnă că a trebuit să nu-mi respect sau să uit de România. Sunt un om de cultură român, gândesc românește, încerc să, cum să spun, să-mi păstrez sufletul în forma în care s-a născut, deci să rămân român, dar e un lucru de la sine înțeles astăzi, că poți să iubești două țări fără ca nimeni să se supere pe asta. Cam asta e, după părerea mea, adevărul. Copiii mei erau mici sau nici măcar nu erau născuți când am ajuns la Viena. Între timp am devenit traducător, m-am apucat de poezie, ca și de fotografie, m-am apucat de poezie foarte târziu. Mai scrisesem poezii, dar niciodată nu m-am luat în serios. Și cel mai ciudat este că dacă toată lumea vrea să întinerească, mie îmi face plăcere că am ajuns la 60 de ani și că sunt așa cum sunt. Eu nu mi-aș da bătrânețea asta pe care o am acum pe umerii mei pentru o tinerețe de 20 de ani. Cred că am fost destul de năuc prin viață. Foarte mulți oameni au crezut despre mine că nici măcar nu sunt sănătos la cap. Cred că parțial color aveau și dreptate. Titlul ăsta, România, țara mea de coșmar, mi-a adus foarte multe necazuri, să spunem. Pentru că oamenii, fiecare dintre cei care au auzit de el, l-au înțeles în felul lui, l-au interpretat așa cum au dorit ei. Nu au vrut să vadă ce este dincolo de el. România, țara mea de coșmar, este un titlu ironic. Ne-am vândut ce am putut din țară, ne-am mințit ce am putut să mințim din istorie, și după aia avem pretenția ca cei din jur să ne admire și noi să fim mândri de ce nu mai avem. Cam asta e istoria din acest
roman. Este un suflet care a fost făcut harcea-parcea pe sufletul acestui popor, căruia îi se interzice să-și mai iubească țara, căruia îi se interzice să mai fie el însuși. Și de asta am scris cartea și o să mai scriu mai departe și volumul 2 și volumul 3, pentru că asta mi se pare un mod de a-ți îndeplini destinul pe pământ, de a spune ceea ce simți, de a spune ceea ce este de fapt adevărul sufletului tău. Ca să vă apropii însă de acest univers care se află adunat în mintea, în sângele acestui om care stă lângă mine și se numește Dan Stoica, pentru că el e foarte legat de teatru și știe că asta se face cu tot. Adică teatru nu se face mințind, se face cu o sinceritate extraordinară, altfel nu te primește publicul. Am să vă aduc în lumina asta un fel de mostră, să o numim așa, a felului în care Dan Stoica vede lumea printr-o anume lentilă, fără trecut. Omul e ca o buruială. Se naște fără să iubească. Crește la voia întâmplării. Înflorește fără să-i pese de zâmbetul celor care îi simt mireasmă. Talismane, eu am locul ăsta. În fiecare expoziție care este legată cumva de Viena sau de lumea spiritului, încerc să introduc și acest spațiu. Este tabla care semnifică un loc și un moment care a schimbat istoria lumii. Este vorba de noaptea în care Dr. Sigmund Freud a descoperit secretul viselor. Se știe cu precizie, este la 24 iulie 1895. Este, cum am spus, talismanul meu fotografic. Ca fotograf aveam atunci 47 de ani. Mi-am amintit că acum un sfert de secol, așa îmi spuneam eu atunci, acum era un sfert de secol înainte, terminasem o facultate, făcusem 4 ani un curs de fotografie și că de fapt aș putea foarte bine să fac și fotografie artistică, că știu despre ce e vorba. Nu știam dacă știu să fotografiez ca lumea cu noile aparate digitale, dar a mers. Până la urmă a mers. Povestea cu cinematograful și nu numai cu cinematograful, cu fotografia, are foarte mare legătură cu tehnica, cu optica, cu știința, cu capacitatea de a vedea realist și logic legăturile. În primul rând am învățat cum arată un aparat, șuruburile, care sunt legile optice care merg și care dirijează lentilele, lumina, și abia după aia am început să gândesc artistic ce se poate face cu toate aceste lucruri. Am avut șansa într-un cineclub la 12 ani să învăț tehnica și abia după aceea să mă maturizez artistic, să învăț ce înseamnă a fi artist, ce înseamnă arta. Picasso spunea, și e foarte cunoscută treaba asta, ca să poți să faci pictură abstractă trebuie să știi să desenezi perfect o mână. Exact același lucru se poate spune despre fotograf sau despre cineaști. De atunci am deschis 14 expoziții, 14, multe, prea multe. Mă întorc la tehnică și la cerul deasupra Austriei, care este acum și deasupra mea. Atât de mulți oameni trăiesc o viață sub cer,
dar câți dintre ei se uită la cer, văd câte forme are, cât de mult ne spune nouă, cât de mult ne învață despre viață. De-aia prima expoziție de fotografie artistică pe care am făcut-o foarte târziu, pe la 47 de ani, cred, a fost legată, chiar 48, a fost legată de această temă, cerul deasupra Austriei. Cerul este un univers care la noi, în mintea omului, e mult prea abstract, mult prea dus către fetișul divinității, către lucruri care nu sunt ale lui. S-au aruncat în seama astronomiei, că ei trebuie să știe astronomii ce-i cu cerul. Nu. Cerul este undeva în sufletul nostru. Trebuie să avem curaj să ne raportăm la el, să intrăm în legătură cu el, să simțim ceva față de acest cer. Asta e fotografia, de fapt. Asta este și cinematograful. Ceva care ne spune despre om, care ne povestește despre noi, este sufletul nostru în afara noastră. Am descoperit odată din întâmplare, făcând un joc de cuvinte, ce este fotografia artistică. Toată lumea face fotografii, absolut, toată lumea. Pare fi o chestie tehnică, numai că numai artiștii își fotografiază privirea. Ceilalți fotografiază imagini. Este un fel de imagine la persoana întâia. Asta e fotografia artistică. După ce am făcut cerul deasupra Austriei, următorul titlu care mi s-a părut foarte important și foarte alături de mine a fost Die Seele der Dinge. Asta înseamnă în românește sufletul lucrurilor. Și am plecat peste tot pe unde a existat Imperiul Habsburgic și am fotografiat un anume fel de a vedea lucrurile, de a construi, de a vedea lumea, de a o formula, de a o formata, care este specific central european și care a lăsat o amprentă culturală și interioară umană practic peste tot unde administrația austriacă a dus mai mult decât spiritul german, a dus un anume mod de a înțelege lumea. Cam asta este. După Die Seele der Dinge am început să fotografiez foarte mult în Viena. Și într-un târziu m-am întors înapoi în România, am considerat că sunt destul de matur să-mi fotografiez propria țară, modul și mai ales locul în care m-am născut. Pentru mine România este o stare de spirit, este o Atlantidă care a dispărut și pe care trebuie să o păstrezi vie, pentru că artistul nu poate să povestească despre toate timpurile și despre toate epocile, nu se poate povesti decât pe sine. Și eu-ul meu este prins undeva într-o Românie care astăzi nu mai există, așa cum am născut într-un cartier care a fost dărâmat, care nu mai există. Este România sufletului meu. Și pe ea, ca să o fotografiez, trebuie să am curajul să merg până la capăt cu cinstea și cu arătările sufletului meu, să le fac imagini, să le fac trupuri, să le fac lume din jur. Despre Facebook vreau să spun ceva. E foarte important. La început era o șmecherie, ca și un fel de site matrimonial sau hai să mai vorbim cu prietenii, ceea ce nu mă bucură deloc, pentru că Facebook-ul e mai mult. Sau nu numai Facebook, în general spațiul ăsta virtual este cel în care vom trăi foarte mult, în care vom rămâne foarte mult. Nu mai scriu poezii. Ea mă scrie pe mine. Mă pune pe toți pereții cu nume, adresă, îmi strigă pe la toate colțurile adevărată identitate, ba mai promite și o recompensă ca să pot fi prins și după ce nu voi mai fi. Poezia mă declară colaboraționist cu nu mai știu cine, poate chiar cu cel de sus, ceea ce ar fi de o gravitate nemai întâlnită pe aceste meleaguri. Mă demască ca idealistul cel mai periculos care a trăit vreodată în cartierul ăsta plin de oameni de ispravă, care se gâtuie din timiditate dimineața și seara își dau foc la vise în speranța ultimului spectacol pe care nu vor să-l scape cu niciun preț. După părerea mea, Facebook-ul este, sau va fi, o parte din sufletul nostru, o parte importantă. E un fenomen de globalizare pozitiv. Goethe a căutat sufletul prin mărântaiele omului și nu numai el. De fapt, a căutat
exact unde nu trebuia. Să nu confundăm eul sau sinele nostru cu treaba asta care se numește suflet. Eul e voința de a fi dinspre nume, spre ființă. Sufletul devine. Omul e ogorul. Suntem flori și grădinari. Dacă căutați locul sufletului în jur, atunci poate o să-l vedeți în cei pe care îi iubești, în cei pe care îi vei iubi, acolo în aproapele tău, vei vedea sufletul tău. Cum e povestea cu intimitatea, cu jurnalul pe Facebook, unde te citește toată lumea și unde spui sufletul pe tavă? E ca și cum te dezbrăca în fața unei ferestre, nu? Să se uite cine trebuie și cine nu trebuie. Păi nu poți să fii artist. Nu poți să fii artist chiar dacă ți intră alții în față și vor să stea în locul tău. O amintire. O urmăresc în fiecare zi. Stau, aștept la colțul școlii, urc dealul, de jos din Sfinții Apostoli până sus la arhive. Urmez pașii, mă las uimit de pletele care flutură libere pe sub basca băiețească pe care o poartă provocatoare, ca un drapel al libertății ei interioare pe care nimeni și nimic nu o poate atinge. Pe ploaie, pe soare, basca o sonțe. Vie, tangibilă, în ceva fără nume leunea, basca făcea parte din ea, din acea ființă de la care nu îmi puteam deslipi nici gândurile, nici bătăile inimii. Pletele furaseră din culoarea castanelor, din cea a frunzelor pe care vântul le fura din parcuri ca să umple cu ele străzile. Mă străduiam să imprim în minte silueta, o duceam seara în visele de adolescent. Puh, știu, știam unde sta, la ce geam e camera ei, dar nu izbutesc să aflu cum o cheamă. Ceva mă oprește să mă apropii, mă trage înapoi când mi se încrucișează pașii pe culoarele școlii. Trebuie să spun că a fi artist e un act de curaj. E un fel de negustor de omenie, de la un punct la altul, de la o clipă la alta. Ești mai mult decât un martor al timpului, ești un purtător de timp, ești un purtător de omenie. Omenia aflată într-un anume punct. Pentru mine sufletul se află în afara ta. Este în ceea ce faci, în ceea ce spui, în ceea ce gândești, în ceea ce dai. Egoismul te învață intimitate, te învață să nu spui, să ascunzi în tine, să îngropi cu tine. A fi artist înseamnă a trăi, înseamnă a fi cel care are curajul să spună pentru el, dar mai ales pentru alții, ceea ce egoiștii ascund. Altă zi, undeva la marginea orașului, mă uit la pletele castanii împrăștiate în iarbă arsă de soare, la hainele împrăștiate peste tot, în jurul nostru, încerc să alung furnicile de pe ele, să ne putem îmbrăca. Mă uit la degetele care alunecă iute pe umăr, fugărind o gâză sau un sunet al unei muzici uitate între ierburi. Urmăresc linia gâtului, a umerilor și aflu în sfârșit de ce frumusețe alunecă celor mai mari artiști printre degete și cuvinte, trecând pe la fiecare fără să se oprească la niciunul. Înțeleg și privesc mai departe cum șoldul ei ia aerul ca o apărare, scut între noi și îmbrățișarea din care tocmai ne rupsesem. O întreb. Le-ai spus? Ce să spun? Colegilor tale, căsărut bine. Tu ce crezi? Eu te-am întrebat primul. Nu spun până nu îmi spui ce crezi. Și dacă nu îți spun, atunci trebuie să-mi spui și cum te cheamă. Primesc un bobărnac peste nas, sare în picioare, își trage pantalonii și cu buzele păzite de cei doi sâni care stăteau între privirea mea și soare, zice, uitucule, cum să mă cheme? Sunt amintirea tinereții tale, singura din multele tale iubite care nu te va părăsi niciodată. Îți voi fi credincioasă până în clipa cea din urmă pe care vei mai ști că o trăiești.